Bună ziua și bun găsit la Daily Briefing. Sunt Claudiu Cazacu și mă bucur să ne auzim. În acest debut de săptămână vom prezenta opiniile noastre despre piață, care nu constituie recomandări de tranzacționare și reținem că riscurile sunt destul de consistente în momentul în care suntem participanți la piață. În același timp, utilizarea levierului înseamnă asumarea unor riscuri suplimentare și cu cât folosim mai mult acest uh, efect, cu cât uh, beneficiem de o marjă mai mică pentru o expunere mai mare în piață, cu atât riscurile sunt mai puternice. Deci să nu le folosim uh, cumva, să nu privim doar la aspectele pozitive, ci și la riscuri. Și e posibil să am expunere pe unele instrumente discutate sau pe altele corelate cu acestea sau chiar pe alte instrumente de piață total nediscutate. Bun. Euro usd arată oarecum ascendent în aceste debut de săptămână, dar pun bariu că cel mai interesat moment a fost și pentru dumneavoastră, ca și pentru mine, momentul NFP-ului. De fapt, aici a fost momentul, aici a fost cu, cu decizia BC, momentul NFP-ului și nu numai în piețele valutare. O serie de active au răspuns puternic la ceea ce s-a întâmplat vineri. Uh, situația este, zic eu, mai clară în tărâmul piețelor de capital decât în cel valutar. În cel valutar am avut inițial o tendință de întărire a dolarului american, dar una de scurtă durată, urmând ulterior uh, o uh, tendință ascendentă EUROSD, deci o uh, depreciere a dolarului, a dolarului american, cu toate că datele non-farm payrolls au fost considerabili peste așteptări. De ce nu a beneficiat dolarul consistent de pe urma acestor date? Pentru că, deși economia reușește să creeze noi locuri de muncă și, în mod interesant, să se obțină o mai bună rată de participare la forța de muncă, cu toate acestea, Salariile nu reușesc să aibă o tendință consistentă ascendentă, ceea ce înseamnă că se diminuează presiunea pe Banca Centrală din Statele Unite să acționeze în sensul întăririi politicii monetare. Dacă înțelegem faptul că în această perioadă Inflația este un, o preocupare mai mare decât starea generală a pieței muncii, atunci putem lămuri de ce dolarul nu s-a apreciat. Între timp, a mai fost însă și o serie de alte lucruri care s-au întâmplat vineri, unele dintre ele pe seară și câștigătorul net a fost piața bursieră americană și cu reverberații pozitive și în alte și în alte regiuni geografice. Însă, în Statele a fost epicentrul acestui, acestui mod de reevaluare optimistă. Înainte de a trece la, la alte segmente de piață, însă, aș vrea să mai reținem câteva lucruri. Au fost oferite porți pentru deschidere și dialog altor state care să nu fie lovite de acele majorări de, de taxe vamale dinspre Statele Unite și acestea uh, includ nu doar Canada și Mexicul, ci și Australia, în timp ce uh, China și uh, Uniunea Europeană nu au primit încă, uh, de fapt nu încă, oricum China nu pare a fi vizată deocamdată. Iar Uniunea Europeană nu pare a fi primit răspuns la uh, acele mesaje variate, unele mai tensionate din partea lui Mario Draghi, chiar într-un neobișnuit uh, moment de la conferința de presă, uh, și un altul uh, din partea unui uh, oficial european spunând că se, uh, Uniunea Europeană contează pe o șansă de a beneficia de excepții la adresa acelor taxe vamale. Deci, mai multă deschidere despre stat, Statele Unite, dar nu către două dintre blocurile majore, de fapt, economice al lumii, China și Uniunea Europeană. Ce poate să însemne asta pe termen mai lung? Cât de serioasă este această problemă? E o chestiune de, de discutat. Din punctul meu de vedere, dacă lucrurile rămân așa și nu vedem mai multă înțelegere sau mai multă disponibilitate spre negociere, atunci cred că dolarul în primă fază până la implementare efectivă și probabil la o anumită perioadă după implementarea efectivă acestor bariere vamale nu va arăta la fel de bine precum ar face-o dacă nu am avea dacă nu am avea atitudine inflexibilă. Deci aș spune că este un moderat, minor spre moderat element negativ pentru dolarul american, în momentul în care se impun taxele vamale, asta înseamnă, bineînțeles, mai puține importuri, dar volumul schimburilor vizat nu este unul uriaș, în timp ce efectele secundare ale unor măsuri de ripostă din partea Europei și Chinei ar putea fi mult mai severe și să se răsfrângă inclusiv către statele unite. Bun. Ce urmărim în sesiunea de astăzi este o zi mai liniștită. Vorbim de un decalaj cu o oră pentru că s-a trecut la ora de vară în Statele Unite. Trecem în acea perioadă în care se, totul se întâmplă mai devreme în Statele Unite. Datele de a 3 și jumătate se mută la 2 și jumătate. Bursa deschide la 3 și jumătate. La ora 8 avem deficitul bugetului federal, așteptat după, în, în această perioadă anului și unul foarte, foarte adânc, de peste 200 de miliarde de dolari și uh, discuțiile Eurogroup în Europa, altfel uh, mai puține elemente programate. În uh, cazul de față, EUROSD, uh, îl vedem uh, cercând să corecteze parțial o parte din din alunecările anterioare și până unde am văzut o revenire, până la 40, până 38.2 și înainte de 41.4. Acest 41.4 este nivelul următor de rezistență, pe la 1.23.45. Mai sus avem retragerea de 50%, 1.23.60 sau aici 1.23.63, care e puțin mai sus, este un reper de rezistență mai vechi și la un moment dat cred că a fost și suport și deci eu l-aș avea în vedere ca un nivel foarte important. Dacă piața se o, se îndreaptă spre acesta, nu-i va fi ușor să-l depășească. Dar vorbim de o corecție relativ lentă și care are exact acest aspect corectiv, adică ne întrebăm dacă trece de 41, 4 apoi nivel de 50, apoi nivel de 69, dar nu pare încă o tendință de reluare a trendului. Însă, pe un, pe un, zoom out, o să constatăm că graficul daily rămâne unul din, în ultimul an ascendent, dar supus umbrei grele a unei linii de trend multianuale descendent. Bun, deci aș spune că este un potențial de a continua driftul în acest, în acest sens ascendent. Dacă spargem linia inferioară, asta s-ar putea face pur și simplu în evaluarea noastră cu mai multă încredere în dolar sau mai degrabă cu mai puțină neîncredere în USD și nu neapărat ar trebui să se întâmple ceva dramatic în altă parte. Eu cred că această bănuială că inflația este foarte coborâtă este mai mult o aparență. Și că se va dezvălui în lunile următoare, cred că nu stau chiar așa. Mesajul pieței muncii, într-adevăr, cu șomașul cu care rămâne la 4,1%, poate permite anumite alegeri. Poți să alegi niște date mai bune sau niște date mai slabe. Căștigul mediorar doar 0,1% față de 0,2% așteptat. Dar masa salarială totală, pentru că crește numărul de angajați, deci masa celor care primesc salarii și veniturile acestora este în expansiune. Și uh, cred că, de fapt, o parte din presiunea pe salarii ține de niște probleme structurale care nu sunt suficient discutate, anume pierderea și subțierea clasei de mijloc, pierderea anumitor uh, joburi în această zonă și uh, un trend spre automatizare și robotizare care va însemna în continuare uh, schimbări ale societății și despre care se discută. A început să se vorbească, dar cred că suntem cumva behind the curve, deci în urma, în urma realității, în urma a unde ar trebui să fim acum. Poate cam cum ne imaginăm că suntem cu autostrăzile. <laughs> N-am fi dorit să fim într-un stadiu mai avansat Și asta de mulți ani de zile Cam, cam așa și cu, uh, și cu discuțiile acestea Bun, dacă spagem linia de trend sub uh, nivelul uh, orientativ pentru ora aceasta 1.23.21 Ne putem îndrepta atenția către 23.06 sau 1.22.92 Mai jos 1.22.74 Dar vorbim de niște uh, niveluri relativ restrânse. Bun, uh, văd o întrebare destul de grea. Bula tenier începe să se dezumfle? Uh, sau, mă rog, acum văd că a fost reformulată. Întrebarea trebuia să fie dacă tenier ir rezistă. Uh, deci, dacă ne vorbim de randamente, dar cred că am înțeles întrebarea. Adică, dacă prețurile scad și de ce randamentele cresc. Uh, tendința sau mă rog, nu știu, sper. oricum o să răspund la o întrebare și se va înțelege despre ce vorba. Tendința randamentelor uh, a fost de revenire notabilă, dar niște minime multianuale. Uh, zona aceasta, uh, imediat a vecinătatea lui 3%, are o valoare simbolic mai degrabă. Nu cred că începe dezastru dacă depășim 3%. În schimb, considerabil peste 3%, piețele s-ar îngrijora puțin, dacă nu chiar panica. Și uitați-vă, nivelul de 3 a mai fost atins în 2014, de atunci un, un drift descendent. Acum o tendință ascendentă. Acest trend ascendent cred că și tehnic și fundamental are șanse să continue. Datele nu susțin însă, însă o presiune suplimentară pe, pe dobânzi. Datele referitoare la salarii. Dacă o gândim însă în termeni mai, mai largi, eu zic că Spre asta ne îndreptăm, spre o depășire a lui 3% în, în lunile următoare și poate chiar chiar mai devreme. Deci eu nu mi-am schimbat în urma datelor de ieri, chiar dacă avem un câștig anual care a încetinit la 2,6 de la 2,8%, nu, nu mi-a schimbat abordarea. Cred că suntem destul de aproape de o revaloare puternică. A riscului inflaționist. Bun. Bun. Discuția aceasta despre. Am primit un mesaj suplimentar pe tema bondurilor. Alan Grispan spunând că suntem într-un bubble al pieței titlurilor de stat și că aceasta începe să se spargă. Cred că. Nu este singurul, sunt foarte mulți și administratori de fond care vorbesc de prețuri ridicate sau chiar de bubble în această zonă. Warren Buffett, am postat la un moment dat pe o rețea de socializare, cred că nu mai știu, LinkedIn sau Facebook, uh, Warren Buffett care spunea că uh, este, este o, a fost chiar un articol în presa noastră, mi se pare, uh, că bondurile considerate în general uh, sigure, nu sunt atât de sigur în perioada următoare. Deci, nu e, o, nu e o părere singulară și depinde ce înseamnă un balon speculativ, un bubble, dar este destul de greu de contestat că uh, politicile monetare extrem de relaxate au încurajat plasarea de capital în această zonă, pentru că dacă primeai zero sau chiar sub zero în uh, anumite plasamente în, în Europa sau în Elveția, uh, te bucurai să, să obții venit să ai instrumente cu venit fix care să-ți oferă chiar și radamente mici. Și e un răspuns istoric. Nici situația aceasta de injecții monetare, precum am, am avut din partea băncilor centrale majore, și acum BC-ul continuă să tipărească, cel puțin până în septembrie. Nu s-a mai întâmplat, deci n-aș. Aș, aș umbla cu băgare de seamă la, la acești termeni, um, pentru că ei uh, simplifică cumva foarte mult situația, dar um, dar cred că activele acestea cu fix sunt destul de scumpe și că tendința uh, pe termen mai lung va fi de scăderea prețurilor și de creșterea randamentului, da. Bun. Uh, este posibil un impact astăzi în piață numai licitații de T-Note pe 10 ani de la ora 7. Um, aceste evenimente vor fi, într-adevăr, este o astfel de licitație. Aceste evenimente sunt urmărite pentru dinamica randamentului. Cred că da, un impact, dar nu major. Cred că un, un impact minor, greu de perceput, cred că da. Un impact major va fi în momentul în care va trebui să plătească trezoreria Statelor Unite randamente mult mai ridicate și asta în condițiile în care s-ar retrage anumiți cumpărători tradiționali. Și am mai vorbit despre asta și despre riscurile repoziționării geopolitice. Dar nu știu dacă suntem chiar acolo, însă bănuiesc că mergem, mergem gradual spre o piață mai, care să înceapă să acorde atenție acestor evenimente. Deci e, e bine că sunteți preocupat de acest lucru și e o pregătire pentru viitor. Deci, într-adevăr, haideți să vedem cum se mișcă piața. Cred că atenția riscă să fie ușor de a primi randamente puțin mai ridicate, ceea ce nu e obligatoriu să ajute dolarul, Depinde cum percep piețele, dacă percep că randamentele ridicate sau sunt totuși cu susținere la largă, ne uităm și la acel bit to cover, raportul între cerere și, și ofertă. Pe Forex Factory apare după o, o bară, deci, de exemplu, sesiunea trecută 281 cu bară 2.3, acela e, deci, de 2.3 ori cererea agregată față de ofertă, dar nu e singurul parametru, mai sunt și alții, e mai greu de extras toată informația din calendarul financiar, trebuie citite niște articole, dar mai degrabă ne uităm la reacția în, în piață imediat pe dolar și pe și pe piețele de capital. Cred că importanța indicatorului va crește, într-adevăr. Astăzi văd, văd, un efect, uh, um, depinde cât de mult vor, uh, cât de puternice, cât de sus vor fi aceste randamente și uh, dacă vor fi ușor mai sus, cred că e un efect pozitiv pe dolar, dacă sunt mult mai sus, mă tem că reacția ar putea să fie inversă. Uh, bună, bună observație. În regulă, o să mergem la GBPUSD, care uh, pândește aici un moment de a sparge nivelul superior al liniei de trend, al canalului de trend, 1.3890 și 1.3909 sunt nivelurile suplimentare. Marea Britanie are o situație specifică, dar să comentăm puțin datele de vineri în industrie date slabe. Totuși, vedem lira continuând continuând redresarea. Există Diverse discuții despre efectele indirect, directe și indirecte, mai degrabă ale unui Brexit. E o problemă serioasă, cea a unei potențiale frontiere între Irlanda și Irlanda de Nord, teritoriul sub controlul Marii Britanii. Și Europa a rezolvat această problemă. Acum problema revine și gândiți-vă că termenii comerciali sunt mult mai strânși, deci avem schimburi mult mai intense decât erau înainte. Uh, deci uh, uh, e, un, e un, aspect, zic eu, nefavorabil și unul care, care limitează șansa unor, uh, unor uh, înțelegeri. A fost însă și diferite declarații uh, săptămâna trecută, unele constructive sunt însă grupări în cadrul Partidului Conservator care vor prelungirea termenului, am mai discutat puțin. Uh, Cred că s-au obișnuit cumva traderi și încetul cu încetul mută acest, aceste informații în direcția zgomot de fond. În sesiunea de astăzi nu avem raportări majore, cel puțin pe unul dintre calendari, o să mă uit și, și astăzi. Și la, la noi nu avem așa ceva. Bun, deci percepție vis-a-vis -vis de Brexit și evoluția dolarului. Cred că însă, cred că tehnic, Piața aceasta, deși încă pe trend descendent, este pe cale de a, de a părăsi această regiune, fie și printr-o evoluție laterală. Adică nu, nu mai am foarte mare încredere în direcția descendentă. Mi se pare că piața opune rezistență la scădere. Rezistența ar fi la 39,42 tehnic și 39,95 suportul la 38,53 și 38,36. Pe ien, revenirea la linia de trend, a tot într-o zonă de pericol, foarte multe lucruri s-au întâmplat în ultimele zile. Piața nu s-a mișcat în extraordinar de puternic. Am avut dolarul care a revenit vineri deși nu față de unele monede majore, dar față de yen, da, bursele au recuperat puternic și acum o alunecare. Un scandal care vizează pe Ministrul de Finanțe discuții despre demisie, să-și de, să să dea demisia, să nu-și dea demisia. Este un mesaj aici pe care nu, nu, e, pe care nu, nu e foarte simplu să-l interpretăm. Premierul Abe consideră că uh, ministrul de finanțe ASO ar trebui să-și îndeplinească responsabilitatea. Nu e foarte clar dacă asta înseamnă să-și să dea demisia sau nu. Uh, ASO a fost un mare partizan a politicii relaxate și de aici a fost puse niște semne de întrebare. Uh, riscuri de demisie acolo înseamnă potențial de nesiguranță și înseamnă potențial suplimentar favorabil pentru ienul japonez pare bizar că ai instabilitate și ei nu se întărește, dar așa funcționează lucrurile într-o piață și cu circunstanțele Japoniei. Pe termen scurt, nu e ușor de găsit un nivel de suport pe, pe, daily, de aceea o să mergem pe uh, un H1 și noi uităm la și 106. Uh, Rezistența 106.73 și 106.95 uh, mi se pare că bătălia se duce într-un interval de plus-minus câteva zeci de pipi și nu este ceva uh, drastic Noaptea avem uh, niște date de inflație la nivelul producătorilor în bursa americană am avut o sesiune extrem de bună eu am uh, redeschis în această dimineață niște, uh, niște poziții prin instrumente derivate, complexe uh, de fapt, nu, 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 complexe, dar nu de tipul futures pe S&P 500. Cred că vineri, piețele ne-au arătat că sunt încă foarte, foarte înclinate să respecte aspectele favorabile, aspectele optimiste și au, au primit într-adevăr și un mix de date care le-a ajutat și nu numai datele de -a 3 și jumătate care au fost comentate deja atunci și foarte bine. Uh, și am scris și noi pe, uh, pe Tradebit și pe site, uh, la secțiunea de știri, uh, creșterea locurilor de muncă fără presiune puternică pe inflație. Deci salariile cresc ușor. Deci risc de a avea patru majorări sau mai multe, risc diminuat. Deci politică monetară uh, nu foarte strânsă, economia merge bine, ce-ți poți dori mai mult. Și așa au gândit uh, piețele, au mai fost niște elemente constructive ulterior, inclusiv propunerea lui Trump de a discuta cu Mueller, de a, fi, de a fi, audiat contra unei încheieri mai rapide a închetei. Ceea ce nu a fost deloc percepție, nu a dus deloc la o percepție negativă în piață, împotriva a accentuat acest sentiment optimist. Plus acele speranțe de deschidere pentru, pentru de flexibilitate în privința tarifelor vamale, s-au adunat foarte multe elemente constructive. Acum în apropierea lui 2800 de, de puncte este totuși tentant o evoluție laterală pe termen scurt și cred că aceasta este șansă dacă nu chiar una ușor colectivă, poate către vechea zonă de vârful în 2788, mai jos ar fi 2775 suport însă, deși graficul daily, l-ați văzut mai devreme, nu e deloc unul foarte încurajator, tendința este totuși ascendentă și aici suntem la zona 78.6, adică dacă o depășim pe aceasta, rămân destul de puține bariere tehnice înainte de maximele istorice. Mai este 2823 și 2834. Pe mine m-a surprins nu direcția, ci viteza de evoluție și, până la urmă, setea de, de la cumpărare în piața americană și s-a văzut asta și pe US100, care, întreagă, cât fie spus, a generat noi maxime istorice. Deci, de la 7.000 de puncte, acum sute la 7.166, peste 2%, ceea ce este destul de mult. Piața, însă, nu cred că mai convince pe toată lumea, doar că este în acea fază de entuziasm în care nu este exclus să mai avem de parcurs o anumită distanță pozitivă. Nu văd neapărat acest entuziasm ca fiind foarte ancorat pe termen, pe termen lung. Îmi pot imagina, de aceea am un risc foarte bine controlat, dar îmi pot imagina piațele revenind spre linia de trend și chiar spărgând-o. Însă, cred că totuși, într-o zi lipsită de evenimente majore, fără declarații puternice, piața va mai beneficia de un optimism rezidual și că ar putea să, să meargă chiar și mai sus. Um, mai este chestiunea importantă de, de precizat, care iarăși cred că s-a dizolvat în acest um, cocktail de vești bune pentru piețele bursiere, deschiderea pentru dialog între Vest uh, și Corea de nord și președintele Trump se arată foarte optimist. Nu știu dacă e, e, o strategie de comunicare înainte sau oare se bazează pe ceva concret. Să sperăm că pentru pacea și mai ales supraviețuirea lumii întregi ar fi o idee bună să se ajungă la o, la o înțelegere acolo. Dar în orice caz, pentru investitori asta este, este perceput favorabil și cred că a fost pur și simplu o aliniere, o aliniere care se întâmplă destul de rar uh, a unor astfel de uh, vești bune din teritoriul macro, geopolitic și politic. Uh, în cazul US30 am depășit chiar 78.6, ceea ce este o reală performanță, având în vedere că în februarie eram, uh, eram uh, cu vreo cât 2000 de puncte mai jos. Atât de... Uh, Atât de puternic este revenirea sentimentului optimist încât există un articol pe, pe CNBC despre al unui, al unui autor. Pot să vă, o să vă trimit linkul. Am citit în, în diagonală doar, dar mi-a atras atenția titlul și ideea de bază. Poate că SEC ar trebui să investigeze ce s-a întâmplat în februarie. Deci, cumva, cumva, percepția este că acela a fost un moment, și volatilitatea scăpat de sub control, într-adevăr, dacă acela a fost un moment anormal, atipic, și că ceea ce se întâmplă acum este, 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 tipic. Posibil, posibil să, în conținutul articolului, să arate lucrurile diferit. Dar faptul că este una dintre știrile importante și citite, pe, pe un site relevant în domeniu, îmi arată mie o anumit, anumită percepție uh, despre, despre piață. E o interpretare, uh, bineînțeles, uh, necantitativă și subiectivă o treceți prin propriul uh, filtru de gândire. Cred că în cazul US30 uh, evoluția laterală are șanse de a continua pe termen scurt. Suportul este la 434, dacă spacem 337 și 285 rezistența ar fi pe la 531 și undeva pe la, pe la 600. În cazul bursei germane am avut o deschidere bună, o acoperire parțială a ghepului, dar una totuși relevantă pentru că ne-am oprit la vârful de, de pe 9 de vineri. Ghepul ar fi fost acoperit total la 378, dar n-a putut piața deocamdată și uh, câteva zeci de puncte fluctuăm în această regiune. Tendința este încă ascendentă, dar bursa germană nu beneficiază de aceeași claritate în direcție precum cea americană. Și mai mult, uitați-vă la această zonă. Dacă o să comparăm Corecția anterioară fie și aproximativ cu cea curentă să constatăm că suntem în zona de egalitate. E, dacă depășim acest nivel la închidere, ca și cu 10-20 de puncte, ce înseamnă asta? Înseamnă că piețele dau dovadă de forță, dar asta nu intră decât ca un element în masa totală de probabilitate a unor scenarii. Eu însă aș fi foarte atent la închiderea zilei de astăzi și o închidere slabă mai ales m-ar pune în gardă. Parcă ar fi mai clar o închidere slabă, cu un mesaj nefavorabil pentru viitor, decât o închidere uh, ușor pozitivă. Dacă este o închidere net pozitivă, vorbim de un, nu știu, 50 de puncte, 480 sau spre 500 de puncte, 12.500 închidere și peste, atunci șansele sunt ca în câteva zile să mergem către 580-600. Dar, deocamdată, vedeți că piețele sunt ezitante și ajungi să te întreb care este carburantul, care ar fi carburantul pentru noi, noi aprecieri. În bursa americană e nevoie de o, de o perioadă de digestie acestor cifre. Aurul pare a fi mai degrabă gravitațional, testează 1317 și riscă să spargă 1312, ar fi suportul următor. Peisajul geopolitic este puțin mai liniștit, deci, deci asta nu îl ajută. Însă, cred că există o percepție pe termen mai lung favorabilă. 1325 și 1328 ulterior 1340 ar fi rezistență. Petrolul, uitați-vă la... mie mi se, pare, mi se pare puțin amuzant pentru că uh, încerc să înțeleg cum a văzut piața uh, petrolul în această perioadă și a trecut de la euforie la panică și invers, de câteva ori în, în ultimele câteva săptămâni, cumpărând notabil, vânzând apoi și destul de rapid, iarăși cumpărând și multe dintre aprecierile s-au petrecut rapid, alunecând a fost ceva mai lente. Acum, iarăși, pare că ne încadrăm între aceste linii vag-convergente. Nu o să intru prea mult în, în detalii. Sondele în, în scădere 796. Asta ar fi o veste bună sentimentul general însă din piață a fost cel care a contat foarte mult și acum se corectează ușurel această percepție. 61-41 ar fi suport și 61-11, nimic spectaculos câte vreme menținem această linie mediană care e ușor descendentă și deci, pe termen scurt așa. Așa mi se pare că ar fi mai, cumva mai probabil să se deruleze Evoluția tehnică: 62-16 rezistență și 62-70 zona superioară, important 60 93 ca suport. Tendință ușor colectivă, spațiul de lucru este între două linii de trend și pe aici cred că ne vom mai juca o perioadă. Bun, văd o întrebare: ce impact o să aibă datele de inflație de mâine din piață? vă referiți la, la CPI în Statele Unite, păi să vedem cum, cum vin mai întâi. Haideți să le comentăm mâine, să nu, să nu lăsăm. Cred că o să aibă un impact considerabil, asta vă pot spune. Uh, dar uh, să mai strângem niște date uh, și să le discutăm mâine. Mâine la 2 și jumătate, nu la 3 și jumătate, de reținut. Bun. Uh, Euroron uh, într-o evoluție laterală și nimic uh, spectaculos aici, 4, 66 este la 2 pași. Uh, și uh, părerea mea este că spre acea zonă ne, ne întrebăm. Am avut, așa cum ați văzut și aici în calendar, date referitoare la balanța comercială un deficit în ianuarie mai restrâns decât cel așteptat. Avem să date și de ritm la INSE. Deci, față de decembrie 2017, exporturile au crescut cu 20,7%, iar importurile cu 1,5%. Deci, o evoluție pozitivă, am spune, pentru monedă și pozitivă pentru pentru balanța comercială, dar sunt și niște aspecte sezoniere, se consumă mai puțin din import în, în ianuarie, asta nu e nicio surpriză. Bun, deci rămâne suportul 4.65, încetul cu încetul acest canal de trend și cam pierde din relevanță dacă piața nu se ridică puțin în următoarele câteva sesiuni, rezistență 4.66 și 67. Mulțumesc pentru atenție și participare. Vă urez o zi reușită, o săptămână care începe puțin mai lent, dar ne aduce date mai interesante de, de mâine încolo și mai ales să vedem dacă percepția aceasta favorabilă din, din piețe se păstrează sau liniștea pregătește o nouă, să-i spunem, mini sau macro furtună. Episodul început de februarie cred că persistă încă în memoria unor participanți. Mulțumesc pentru atenție, toate cele bune, la revedere!